Emi, asta nu are pauză. Când veneam de la biserică, așa, încercam să-i spun tatei, știu, Hunedoara, și după aia lui Marius pe mașină, niște versuri care le-au spus credinciosul ăla, poet de la Esmahan Sultan din Mangalia, ăla, Putun Scurt. Mai întâi am zis, dar după aia am spus și lui Marius, că nu, cum el cu mașini, i-am zis, cum a zis poetul Eminescu, văd vise gonind după vise, gonind în morminte ce așteaptă deschise. Bun. Apoi, alt aspect. Și zice niște versuri, nu știu din ce poet. Puține versuri, dar extraordinare. Și ce vreau să fac, acum nu avem curent, avem net și nu avem curent. Deci, nu merge netul, merge tableta și o mers filmul până la un punct, până la jumătate, ca să întâlnește Leonora cu tipul ăla, Victor. Băi, deci, și zice așa. Deci, ce vreau să zic? Eu vreau să fac propriul meu vers, din versurile omului ăla, înțelegi? După ce mi-amintesc. Ani de zile de studiu pasiv, știi? Aici, sub piatra, rece, în umilit sălaș, zac, sufletul și duhul dintr-un calif tufaș, când cu sfințenie sacră ieșeam dintr-un Coran, se încordau în frâie 1.000.000 de cai. Și azi, după slava cinstitului Aiden, zac sub pulpana caldă a Sfântului Pământ.